Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, FIFA și la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, primul la FU Champions, plus alte pachete din care sperăm să pice un Team of the Year ca să facem o echipă super forțini. Dacă vă place seria, nu uitați să plângi pe butonul de like, foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă. Folosiți codul de reducere CĂTĂXPCG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles, domnilor, dacă aveți nevoie de FIFA Coins pentru un Team of the Year care să facă diferența in-game, găsiți pe fifacoin.com, bineînțeles, linkul în descriere și codul CĂTĂ. Bun. Să facă diferența, cică. Aha. Când vreodată, bun. Cel 3 player pick-uri pe care le băgăm la un red pick upgrade, din care sperăm să ne dea Mbappe de 92, bineînțeles, domnilor, dai să meargă. Nici nu contează, sincer, ce pică, oricum, orice ar fi, bag la SBC-ul ăla. Dai să meargă. Deci au început să devină Team of the Year-urile absolut irelevante. Delic sau Rakitic, m-a jucat CF, ok. Hai că l-am pe nea. Bă, ăsta nici nu arată rău, ești nebun. Olandezia. Medium, high, shot. Nu arată rău, dar știu unde ți-e locul, domnule. La SBC cu metrașul ei. Și de aici și lea, dacă se poate cumva, printr-o minune intergalactică, să ne dea un Team of the Year în curul gol în someș, când îți minus 10 grade. Și luăm din nou Sule. Am pornit filmarea sau și filmarea ne dă Sule? Militao. Bă, Verratti. Orice dublură e binevenită pentru că, ce să vezi, avem din nou Icon Pack de făcut. Așa că deja începem cu un Icon Pack. Bun, și ca să nu ne pierdem vremea aiurea, domnilor, începem direct cu player pick-ul ăsta red. Dacă îmi dă cumva de aici un mare Neymar, un mare Mbappe, s-ar putea să facem o echipă total diferită de ce ne-am propus. Să vedem, domnilor. Echipă, de cât e squad-ul? Unde scriu? 86 rating, man, bag un squad de 86, nu e chiar cea mai bună idee, dar v-am zis, red pick-urile merg doar în direcția asta, nu ne interesează că e 99 OVR, asta este. Acum luăm 3 de 86 și ne vine să ne aruncăm. Pușca și curaua lată, ultra mega topor 69 pe spate odată. Haide! Bă, nu putea să fie Bellerin în Team of the Year? Sau să fie asta un semn, domnilor? Că vine și Bellerin în Team of the Year. Luăm pe Son Goku, oricum nu o să-l joc. Nici măcar super sub, sincer să fiu. Dar poate ăsta e un semn că o să vină nenea Bellerin. Ceea ce ar fi foarte, foarte, foarte bine. Pentru că fix de el avem nevoie, domnilor. Am pus și o echipă corectă. Căci că dacă bagi o echipă din asta slabă aici. Că hau, că bau. Vezi, e jocul și îți dă. Fai de cap, nu abia aștept să iau Team of the Year, domnilor. Ne-am zis cu ce pachet începem. Dacă nu se blochează cumva. Bun, perfect. Avem ceva cu mijlocaș pe aici. 81 vrăjeli. Mijlocaș, domnilor, mijlocaș. Ok, nu cred că avem cu mijlocaș, așa că dăm în 81 lemne de foc. Dă-i totică. Haide, Team of the Year din start. Ok, minim board. În Didi, nu, Osimhen, bun și ăsta. Deci cred că la mai am o dată și trebuie să dau cu XL. Ba nu. Și Carlos, păi nu vin spaniolii, frații mei. Păi nu vin băieții grei tot timpul. Bineînțeles că vin, domnilor. Vrem unul din ăsta mai greu. 80 plus 5 jucători. Team of the Year. Măcar tot inomini ceva. La băiat. Portugalia. Right back. Pereira 83. Și un Davies ar fi bunicel dacă ar pica. Nu o să stau să fac nimic cu ăștia că sincer n-am răbdare. Am înțeles, vă salut, domnilor. Dacă nu pică ceva rating mai mare, îl dau cu XL. Dacă pică ceva mai mare, ne băgăm la creațiune. Ok, pachet gol. Dai să meargă. Lăsați și voi în comentariu, domnilor, ați primit Team of the Year. Cât e pachete ați deschis? Eu cred că după ce termin astea, am trecut de 100 de pachete, dar nimic. Nici măcar nominii din ăla n-am luat încă. Măcar așa să am impresia că am luat toti. Apare flerul ăla cu albastru, e bucuri, când colo. Ce să vezi?
Vine nenea Fechirau și îți bagă un dans din buric. Vine și ăla, ce să zic. Ok, nenea Perisiciu, 84. Oricum n-am cine știe ce jucător la club. Deci bine ai venit și domnul Perisicius. Aliendro la vânzare. Dacă îmi dă Belir, îmi pot să fac squad-ul exact cum vreau. Sau se poate bloca jocul pentru că, da. Asta ar fi o idee. Au picat serverele. Ce mai dai aici? Am dat încă o dată pachetul, nu bun. Mai băgăm office. Hai, pică din nou. Updating store, salpa. O mers, mă. Premium Gold Players. Fuck, 80 plus. Garantat. Rugol, ansat. Nu știu exact unde este Team of the Year, domnilor, că eu nu prea am văzut am la nimeni. La ăștia care au deschis câte 1000-2000 de pachete, am văzut că le-au dat câte unul. Până la 1000 de pachete, mai am un pic de tras. Ok, Nenea Otavio, fix 82 din pachet cu 82+, plus, respect. Forț. Forț intergalactic. Hai, Gigele. Bă, dar greu merge meniul ăsta. Rare Players Pack, pe care l-am luat de la Season Progress. Team of the Year Leger. 100% 83. Francais, left back. Ferland Mendy, 83 fix. Am zis? Dacă scrie 83, știi clar că e 83. Ok, și un info, hai că nu a fost așa rău. Probabil am 3 de ori și ăsta, bineînțeles. Aguilar și toți băieții. Hai, Gicule, nu te mai blocat, te rog eu frumos. Bravo! Ia mă, să dăm un pachet din ăsta mai barosan. N-a apărut nimic, mă, cum ești locaș pe aici. Opa! Și defenders e bine, și defenders e bine, domnilor. 3 defenders, let's go! Van Dijk. Team of the week. Cine-i? Hermoso. 84. Oare se poate să fie în spatele la Team of the week, Team of the year? M-aș mira. Deși e sport. Opa. Hummels. Și Nenia. Și Mirghel. 84-83. Dă-ne pace. Nu cred că are sens să mă bag la creațiune, că după aia deschid pachetine astea mai mari și nu o să am unde să bag jucătorii. Nu știu, double vrăjală. 85 plus defenders. 3 player spec, deci minim 85. N-are cum să nu-mi dea walkout, ești nebun. E imposibil. M-au spart. Oh, walkout, bun, hai că bine. Trent Arnold Schwarzenegger. Nu puteai să vii cu colegul tău de mână, Nenia Vandicus Maximus? Domnule Trent Arnold Schwarzenegger. În spatele lui, lemne de foc. Bine, doi porcari, let's go. În care a fost walkout. Se putea și mai rău, cum ar zice Romino. Ok, mai am unul din ăla. Midfielderi. Domnul Belir, n-ați văzut, l-a dat la red pick 100% pică Nenea Bellingham de aici. Folosiți codul de reducere cătă. Dacă vreți FIFA coins, domnilor, vă zic din start, pentru că aici îmi dă Belira. Lejer, nici nu-mi fac griji. Hai, toti! Mamă, e din ălalalt. Bă, ce țapă, știu că îmi dă țapă din asta. Bun, prima țapă, e ok. Saka, nu am ce să fac cu el, dar e ok. Am primit și un prim toti honorable. Aici putea să mai fie... Coolie Daddy. Vinicius. Valverde. Și de aici poți să pice câțiva scârțari buni. Nu fi ceva în spate la cumătru. Șăf. Ok, nimic. Mamă, iar Verratti. Bă, dar ce cu spamul ăsta de Verratti? Vrei să-mi dai și un Mbappe dacă tort? Hai să-l bag la ceva. Bun, am făcut și un squad la Icon Pack. Mâine vine și Icon Pack, domnilor. Fiți fără griji. Se va servi un Icon Pack cu lemne de foc. 85 plus attackers. Mai avem ceva cu mijlocaj, nu mai avem nimic. Bun. 85 plus attackers. Te rog frumos, domnule Mbappe Marinaru. Trece aici ieșirea. Și nu putea să fie, de fapt, cum îi zice. Cum îl cheamă? Vinicius acolo și... De fapt, Vinicius nu poate să fie că e left winger. Dar vine de aici Vinicius Junior. Sau nu? Sala. Bine și Sala, mă, ești nebun la cap. 90 rating, nu știu dacă îl mai am. Măcar de rating. Nu puteai să fii și tu Team of the Year cu metri.
Văd că vin ăștia de la Liverpool, domnilor. A venit Arnold, a venit și nu ia Salamo. Doar cine trebuie nu vine. Tradable, bani cinstit. Ok. Și Lukaciu, mă, bun. Trebuie să-l băgăm pe nea Lukaciu atunci, la un alt squad. Bun, s-a rezolvat și nea Lukaciu. Să vedem, domnilor. Se poate să primim și ceva utilizabil pentru echipă. Să vă arăt imediat ce echipă aș vrea să construiesc, dacă evident îmi dă un team of the year, dacă nu am nicio șansă. Option plus attackers, triplers pack. Benzinarul, ceva la băiat? Pau, check it up. Nu, nimic, ok, salpa. Olandezia, CF. Depay, care s-a transferat la Atletico Madrid, parcă ceva în genul. 85 rating, măcar este ratingus maximus torpileus. 84, ești salpa preti. Pentru 84 nu stăm să ne sacrifică inginie bun. Ketsakas. Și haideți să vedem în continuare. Mai am ceva, hopa. Am, stai că am crezut că e cu defenders. Nimic cu defenders pe aici și la domnilor. Nimic bun. Nu știu dacă am vreun pack tradeable. Hai să dăm la ăsta. Nu mai știu care erau ăștia care țin mânuța tradeable. Pușca și curaua lat. Schmirgel, nu, Heusberg. 83. Nu-i mare sculă. Ok, deci ăștia care își țin mânuța sunt tradeable. Să luăm pachetele tradeable atunci. În caz că ne pică ceva, facem un ban cinstit. În caz că nu ne pică ceva, măcar dăm quick sell, salpa! Sau punem pe market. Haide, domnul market. Ok, și ăștia își țin mânuța. Small prime gold player pack. Bă, măcar dă ceva fodder, ești nebun. Nenea Duva. Duvan Zapata. Bun. Mai bași ceva pe dreapta? Jumbo primul gold pack. Puru gol. Let's go time. Oare era pont să le iau pe Belira în red pick-ul? Oare dacă luam pe Belira în red pick-ul? Zicea jocul. A, păi ai deja Belira, nu-ți mai dau? Sau zicea jocul, a, pe l-ai luat pe Belira, vrei să faci colecție de Belira? Hm. Asta e cam 182 ceva. Ok, untradeable. Hai bă tot. Bun, și team of the week. Cine? Morelos, numărul 1, frate. Șef. Expăsta la din câți team of the week. Asta este Morelos, te sun eu. L-a ales perfect. Asta e să văd ceva, la promo Jnex o mai băia ceva? Nu mai băia nimic. Păcat. Bun. Hai să mai vedem un pachet din ăsta mai barosan. Apar încă pachetele de la Weekend League. 10 jucători de 83 plus. Topor. Toti, hai. Le-am fix 83. 85. 85. Hai că nu e chiar așa rău. Se putea mai rău. Yeah. Aici niște lemnării. Hai mă să mai dăm încă unul din ăsta. Ce se poate amplânta? Ia, double upgrade-uri. Team of the week, nu mi-l da topul meu relos ăla. Ok, nemția cine-i? Oh, Oka, bă, ești nebun? Bun. Kevin Trapp, Trapanele. Oare l-am mai prins? Cred că l-am mai prins Team of the week, fie antenă. Fie antenă că fix pe ăsta, l-am mai am Team of the week și trebuie să-mi bag la creație din nou. Ba nu, bun. S-o bas de gard acolo. Bun, mai deschim un pachet din ăsta, Purleozaur, după care dăm unul din ăla gras și salpa. Double player pack din nou, haide. Team of the machine, ceva. Nu vrei nenea, de ce? Spania. Ryan midfielder. 84. Canal. Cam n-aș paleozaur, da, e? Și fratele. Bă, dar nu lipsesc ăștia, ești nebun. Am sute de miliarde de jucători. 83. Fix spanioli. Toți băieții din Spania au primit 83 rating să mă bat. Bun. Și dăm creația totală, domnilor. 83x25. Minim 2-3 walkout-uri, 4-5-7 walkout-uri. Te rog frumos, EA Sports. Beliran în pachet. Folosiți codul de reducere cătă XPG pe PCGara și bineînțeles domnilor pe FIFA, coin.com. Codul cătă, link-urile aveți în descriere. Ultra, mega, toporian. E tot, domnilor. Bun, frate, mi-a dat cu boi.
și vaci și porci. Măcar am luat un toti mention de ăla, măcar atât. A fost un pic de emoție. În rest, lemne de foc, dai să meargă verișor. În spate numai ce să fie mai niște walkout-uri în astea pârlite și ca mai două walkout-uri. Dacă mai ai vreun walkout ceva pe la spate, niciun walkout. Uitați-vă cât se zi 83, domnilor, din 83 25, jumate este 83. Lemne de foc. Dar în fine, poate avem noroc mâine, like and pack, cine știe, vine mare R9, dai să vă arăt intenția echipei, domnilor. Și clar nu funcționează vârjoala asta că să spui echipă slabă, că nu știu ce lemne de foc, dar să încerc și eu, domnilor. Vadă selector. Dacă îmi dădea Beliren sau Van Dijk, mă băgam la creație în genul ăsta. Până și ăsta, dacă mi-l dădea, era cât de cât ok. Bine, nu puteam să cumpăr că n-am atâția bani pentru restul, dar dacă mi-ar fi dat Beliren, puteam să-i cumpăr pe restul, făceam echipa, salpa, Doamne ajută. În fine, vedem, încercăm și mâine și poi mâine și până dispartim of daily și asta a fost. Mersi, fain divizionare, să aveți o zi super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!